Bună ziua! În acest tutorial vă voi explica în câteva cuvinte care este obiectivul și cum poate fi folosit noul portal dezvoltat de compania noastră, denumit SmartCash.store sau SmartCash Store. Noul portal este disponibil online la adresa smartcash.store și veți observa că obiectivul nostru este acela de a avea o interfață cât mai simplă și de a crea un catalog care să permită căutarea rapidă a paginilor online aferente magazinelor de proximitate care utilizează platforma SmartCash. Ceea ce ne dorim prin acest proiect social este să susținem toți utilizatorii platformei software SmartCash RMS și în același timp clienților pe durata crizei sanitare generate de pandemia coronavirus, astfel încât fiecare magazin de proximitate să poată să livreze la domiciliu sau, în cel mai rău caz, să primească comenzile de la clienții săi pe e-mail și să le pregătească din timp pentru ca aceștia, când sosesc în magazin, să le ridice rapid și să plece cât mai curând, fără să contacteze prea multe persoane, să evităm astfel riscul de infecție. Ceea ce trebuie reținut este că interfața este extrem de simplă, o simplă căutare după orașul în care vă aflați sau după numele magazinului. Eu am să folosesc acum un nume de magazin sau, în cazul unui magazin dintr-un lanț care are deja o marcă, observați că sunt listate marea majoritate a magazinelor și, în funcție de localitatea în care sau adresa lor, clientul care dorește poate să dea click pe acest link. Nu este însă acesta neapărat modul standard de lucru. Obiectivul nostru este acela de a crea o legătură cât mai strânsă între magazinul de proximitate și clienții din apropiere. Din acest motiv, principalul mijloc pe care vi-l recomandăm să-l utilizați în calitate de comercianți este acela de a populariza linkul către pagina dumneavoastră prin toate metodele către clienții din jurul dumneavoastră, astfel încât aceștia să știe că vă pot contacta oricând. În acest motiv, acest link, care este extrem de scurt, după cum vedeți, am evitat orice fel de denumire pentru a fi cât mai ușor reținut, este pur și simplu numele magazinului într-o formă prescurtată după numele site-ului, care este generic, smartcash.store. Astfel că fiecare magazin de proximitate are următoarele secțiuni simple în cadrul acestui site. În primul rând, vă solicităm să ne transmiteți o fotografie cu intrarea în magazinul dumneavoastră de pe stradă, astfel încât ea să poată fi ușor recunoscută de către cei care vă cunosc din comunitate. De asemenea, denumirea magazinului, așa cum este ea cunoscută în magazin. Mulți dintre cei cu care am discutat la telefon dintre dumneavoastră ne-au trimis numele firmelor sau diferite alte elemente, cum ar fi certificate de matriculare, nu sunt importante pentru cei de lângă dumneavoastră. Nimeni nu vă cunoaște numele firmei, însă marca pe care o aveți în comunitate, cea, fie că este afișată pe firma magazinului, fie că așa vă știe lumea în comunitate ca magazin, este cea pe care dorim să o afișăm aici pentru a fi ușor de găsit de către cei care locuiesc în preajma dumneavoastră. În continuare, secțiunile importante, evident, sunt cele de comandă. Este un formular prin care clientul vă poate transmite comanda lui și, de asemenea, detaliile exacte ale locației magazinului dumneavoastră, localitatea, adresa și județul, precum și orarul de lucru. Acestea sunt informațiile pe care orice client trebuie să le cunoască, chit că dorește să vină la dumneavoastră în magazin, chit că vrea să vă trimită comanda online. De asemenea, sunt obligatorii un număr de telefon pentru preluarea comenzilor și o adresă de mail cu aceleași informații. Din punctul de vedere al clienților, modul de interacțiune se bazează pe un formular. Haideți să presupunem că îl completăm. Sunt obligatorii toate informațiile. De
De asemenea, trebuie selectată modul de livrare, livrare la domiciliu, caz în care este afișată și afișat și un câmp care ne solicită adresa de livrare sau ridicare din magazin. De asemenea, clientul trebuie să vă transmită tipul de plată pentru care optează, numerar sau cartă. În cazul livrării la domiciliu, apare și adresa de livrare, obligatorii fiind fie și informativ introducerea informațiilor relative la data și ora de livrare. Am căutat ca lucrurile să fie cât mai simple, prin urmare puteți să scrieți inclusiv azi și ora de livrare în jurul orei 16. Adresa de livrare, cum am spus, și în câmpul de mai jos, conținutul comenzii dumneavoastră. Poate că vă așteptați să fie un magazin online din care să selecteze produsele la care să vadă și prețul. Acest lucru este practic imposibil în condițiile celor mai multe magazine de proximitate din țară. Având în vedere acest fapt, am decis să folosim o metodă simplă prin care, după cum vedeți și din mesajul pe care îl afișăm, clienții să vă transmită pur și simplu o listă de cumpărături pe care o doresc să fie aprovizionată. Dacă doresc să descrie mai clar, mai exact, este desigur posibil, dar pentru cazul acesta eu pur și simplu aș face o listă de genul zahăr 2 kg, ulei o sticlă și făină 4 pungi. Este suficient, o să vă explic mai târziu de ce. Toată această informație este transmisă prin interiorul mediu butonului către magazinul respectiv. Pe adresa de e-mail care este afișată și în acest formular, comanda este procesată și primită de către magazin, urmând a fi preparată de acesta. Ceea ce este important este faptul că în magazin procesul este unul de crearea unei comenzi și de comunicare cu dumneavoastră telefonică pentru confirmarea ei. Despre aceasta însă în alt tutorial. Ceea ce însă aș dori să prezint în acest tutorial este faptul că în fiecare pagină de firmă există o secțiune întrebări frecvente care explică clienților care este modalitatea prin care magazinul funcționează, care e scopul lui, desigur este un scop determinat de criza în care ne aflăm, și de asemenea cum va fi procesată comanda și de ce este important ca prelucrarea comenzilor sau ridicarea produselor să fie făcută planificat pentru a evita aglomerații. În secțiunea inferioară a formularului de informații de contact veți observa un buton afișare anunț magazin. Este un buton prin care, odată apăsat, este afișat un mesaj care poate fi tipărit de către magazin și transmis în formă imprimată în vecinătatea lui prin intermediul căsuțelor poștale, astfel încât, practic, dumneavoastră, clienții din jurul magazinului, să fiți informați în legătură cu disponibilitatea posibilității de a efectua comenzile online, adresa pe care trebuie să o introduceți într-un browser sau, dacă aveți un telefon mobil, desigur, puteți scana direct acest cod de bare care vă aduce pe pagina de comandă. Mai multe în tutorialele următoare. Vă urez tuturor sănătate și să ne auzim cu bine după ce va trece această criză. La revedere!